Dar atunci când Dumnezeu l-a creat pe om din semenea pământului și l-a pus în grădina Edenului, a venit diavolul, șarpele cel vechi, care l-a înșelat pe om și omul a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că păcatul s-a transmis din generație în generație. Și noi toți ne-am născut în păcat, așa recunoaște omul lui Dumnezeu. Regele David spune, în păcat și în fără de lege m-a născut, m-a zămislit mama mea. Am o întrebare în această zi. Este cineva în locul acesta care poate să spună, eu n-am păcătuit niciodată? Dumnezeu îți cunoaște gândurile tale. Dumnezeu îți cunoaște inima ta. Dumnezeu îți cunoaște păcatele tale, chiar și faptele bune pe care le faci, dar și faptele rele. Și Biblia ne spune că într-o zi toți oamenii vom sta înaintea lui Dumnezeu la judecată și vom da socoteală pentru binele sau răul pe care noi l-am făcut cât timp am trăit în trupul acesta. Dar slavă lui Dumnezeu că acum 2000 de ani a venit Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit la crucea de la Golgota pentru păcatele noastre. El a fost singurul fără păcat, slăvit să fie numele Lui. Iar Biblia ne spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vreau să spun în această zi ceea ce este important să înțelegi. Este important să înțelegi că ești un om păcătos, dar nu trebuie să spun eu. Pentru că tu știi păcatele pe care le-ai comis, răul din inima ta. Dar Dumnezeu în dragostea Lui a pregătit o soluție pentru rezolvarea problemei noastre. Și soluția este Domnul Iisus Hristos, care ne-a iubit și din dragoste pentru noi s-a lăsat răstignit la crucea de la Golgota. Dragilor, noi toți l-am răstignit prin păcatele noastre. Dar în această zi Domnul Iisus Hristos ne cheamă pe toți la pocăință. Și dacă ne recunoaștem stare înaintea lui Dumnezeu și dacă spunem, Doamne, ai milă de mine păcătosul, la fel cum a făcut tâlharul acesta despre care va vorbi fratele Alin. Păi erau doi tâlhari care erau răstigniți, crucea Domnului Iisus Hristos, crucea din mijloc. Și la început amândoi tâlhari au aruncat cuvinte de batjocoră la adresa Domnului Iisus Hristos, dar după aceea unul dintre ei s-a trezit și a zis, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Domnul Iisus Hristos i-a zis, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai, vei fi cu mine în paradis, în împărăția lui Dumnezeu.